Ce faceți, băi, oameni buni, bine v-am regăsit la un episod din GTA 3, ultima când ne-am întâlnit noi, am evadat din pușcărie și am făcut câteva misiuni pentru Luigi, parcă-l cheamă. Am făcut și misiunea aia cu bomba off-camera și hai să vedem cam care este faza. Policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking. Ah, știu misiunea asta cu aia, da. Mă, asta mi-a plăcut mie la jocurile astea vechi, știi? Pentru că, gen, dacă cumva îți dă crash și să speră că nu o să m-am dea, că dacă mai am două singură dată crash, nu mai fac să ia. Adică asta e numai, deja nu pot să fac în ritmul ăsta. Dar să sperăm că va fi ok, am căutat acum un fix pentru acea eroare. Să sperăm ca din tot sufletul să fie ok și să fie ca lumea. Ce am căutat este 60 de FPS, e un fel de script care să fie ok. Na. Uitați-vă și voi cu aia, deci de ce naiba Fier din toate jocurile pe care mi l-a putut recomanda el, mi-a recomandat jocul ăsta. De ce? De ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta? Că puteai să, bă, mai bine mă jucam, dracu, zi, cum da, Age of Empires, cu aia, mai bine mă jucam jocul ăla, cu aia, ești nebun. Cred că nu înțelegeam mai nimic din el, bă, dar măcar nu era atât de buguit cu aia. În momentul când dai cu spatele, se mișcă greu în 60 de FPS, în 30, nu are așa ceva. Nu știu dacă există vreun fix neapărat pentru treaba asta, dar să sperăm că o să fie, dacă cumva, mă rog, am, așa să spun și mie în comentarii ca să fac treaba asta, că nu știu. Deci nu știu, și ritmul ăsta nu pot să continui cu aia pe ei. Dacă sunt urmărit de mașini și de babilonieni și de morți, mă, ce dracu fac? Nu, nu e așa, cu aia, nu o fier, eu te întreb cu aia când vrei, dar... Bă, nici chiar în halul ăsta, frate. Nu știu că am văzut pe ei, că gen pe YouTube nu prea se confruntă nimeni cu treaba asta, știi? Și m-am gândit acum la un program de upload care sper să fie, care eu cred că o să fie ok pentru foarte multă lume dintre voi. Bun, nu să știi că de fiecare dată eu postam dimineața. Ei, n-am să mai postez dimineața și am să postez seara pe la ora 8. Și de ce? Pentru că dacă voi, de exemplu, postez dimineața, voi sunteți probabil că la școală, cele mai mulți dintre voi. Mă rog, acum nu știu câți mai sunteți la școală, că mai, cred că ați și intrat în vacanță. Dar nici mai știu cu aia, așa. Și ce mai safe, așa să vă prind seara pe toți, știi că sunteți acasă, nu mai aveți ce să faceți, nu mai aveți, știu, alt program, să mai știu eu ce, e pur și simplu stați acasă și așa mai departe. Asta era cam cu toată, cam cu toată treaba asta, era ce am putut acum să zic. Da, bine că te-ai băgat fix în mine, ești nebun. Na, sper să fie ok programul ăsta. Bă, uite ce, doamne, mâncați și gura ta, de ce nu vă mai băgați, mă, față, bă, trăivar familia voastră, bă, și-am văzut că avem 153 de vizualizări la ultimul clip, treaba asta, bine, m-a bucurat, vă mulțumesc foarte mult. Băi, mamă, deci dacă, mamă, deci ce emoții am că se blochează, bă, că se blochează așa un pic, am emoții cu aia. Deci am emoții că știu că se blochează, că gine, e foarte, până mă se cheamă, ciudat jocul ăsta, știi, că nu mai luăm pe asta, oricum am luat cam toate fetele. Aici eu zic că am făcut treaba bună. După aia salvăm imediat. Deci după asta salvăm ca să nu mai avem surprize. Să sperăm că nu o să mai fac o altă misiune. Asta n-aș mai ști că, bă, trebuie să salvezi automat cu aia, știi? Nu știu de ce n-au făcut Rockstar-ul chestia asta, știi? Adică puteai să ne mai importim cu aia, că eu cred că am făcut de ce dracu mă, mamă, cu aia. Mamă, și băi, deci este o căldură, frate, în București. Dă, băi, mori. Deci mori. E foarte cald, coa, e foarte cald. Deci nici seara, băi, măcar să fii, bă, seara, bă, nu o să fii, știi, că seara trebuie să fie răcoare, nu știu, să fie bine, nu. Cald, deci că e ziua sau că este aia aceeași căcat. Doamne, frate. Mamă, și-am transpirat coa, deci pe picior aici, tu și cum sunt, lângă fund. Pff. Piscină, sunt, ești nebun. Și am văzut că aport acum Windows 11. Sincer să fiu, acum mă rog, toată lumea este în, zice, mamă, Windows 11, hype-ul la mare, hai să vedem. Băi, nu știu, părerea mea, frate, mă, nu știu dacă contează foarte mult părerea mea, frate, pe YouTube, dar oricum o zi pentru că vreau și pentru că îmi permit și o zi pe timpul meu.
este că nu prea merită. De ce? Pentru că nu vine cu ceva inovator să zici, bă, nene, wow, bă, merită. Wow, e ok, merită să-ți faci upgrade de la 1.10. Adică, practic, tot ce am văzut acolo, hai să bag mai... Asta, așa. Tot ce am văzut în Windows 11 este că ai bara pe partea centrală, n-am înțeles de ce nebai ai face treaba asta. Pot să dau, da, să înlocuim. Și, mă rog, hai să spun câteva chestii mai noi, dar în rest, frate, nu prea mai văzut mai nimic, ceva care să, nu știu, să schimbe ce, știi? Mamă fierte, bag în pizda, mătii, frate, cum aș fi cu jocul tău, frate, mai... Bine că m-ai recomandat, GTA 3, te vei distra, ești maker, coai, Caterin, că stă, nu știu, te distrezi, da, ha? Mă distrez, tu știi cum? Coai, bă, ce Witcher-ul, dar ce e jocul ăsta, coai, ești nebun, e fenomen, coai, uite-te. Ai tenin pe care nu poți să dau cu spatele, calme. Bravo, bă, bă, bravo, Rockstar. Update here. Graphics driver. Fuck you, man. Fuck you. Well, are you still here? Man, hombre. Ce face, bă, ăștia cad oamenii din cer să mă bată, bă, ăștia cu putere, bă, mă zici că sunt aici, uite, cartierul Lugujeanu. Sectorul 14 al Bucureștiului. Ce, mă, credeai că nu sunt sectorul 14? Dați-vă în pura mea. Eu stau de 200 de ani în București. Păi sunteți proști. Veniți din Măgura Verde. Proștilor. Mă distrez. Ce cald îmi este, dar ce de fac eu pentru voi? Așa, și da, asta cu Windows. Îmi place că după ce mă strâmb așa, a, și asta cu Windows, adică sunt... Bine, frate, asta cu Windows 11, nu știu... Practic, ca și o concluzie, frate, cam același jocuri te joci și același filme te uiți. What's the point să-ți apărezi, știe? Adio, Chunky. Mamă, ce-am transpirat cu aia, mă. Chunky Lee Chung is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something, I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Bă, trebuie. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Ei, da, este cum o să-mi fac eu thumbnail-urile în jocul ăsta. E complicată treaba asta. Ok, bun. Ai, mă, coaie, de ce n-ai ba... Du-te, mă, jur, mamă, coaie, să stă... Mamă, să stă tu... Ha, mă, mergi, mă, futu-s, mamă, coaie, mergi? Du-te, dracu, de taximetrist. Mamă, deci nu știu de ce n-ai ba... Mă rog, nu mai zic, că mai mă enervez. Bă, ce ușoară e viața, bă, când ai pastile și cuții lângă tine. E foarte bine, ce ori, bă, trec timpul ăla. Însă am ceva la cap. Da, da, sunt, pentru că suntem români și suntem handicapați, nu-i ca români. Bă, e bine să fii handicapat, te faci să te simți în viață. Unii oameni fac lucruri nebunești ca să se simtă în viață. Tu ești prostul, nu eu. Eu sunt deșteptul cu aia. Voi sunteți prea proști. Eu fac Caterinca acum, da, ca să... Bă, ca să râdeți. Dacă credeați că eu n-am Caterinca, că sunt boring... Ce-mi place, ce mă distrez. Bă, unde e amunicion cu aia? Da, bine că la ta ți-a făcut mă ta gang. Oh, ce-mi place, ce-mi place să mă distrez. Ce-mi place să mă distrez. Mamă, coaie, mamă, coaie, am 39 de viață. Coaie, care era problema de viață, adevărat? Ok, mamă, care e problema de viață, coaie, am uitat. Shit. Băi, dar de ce nu-mi dă ăsta, dar și cum dau save? Bă, coaie, cum dau gen viața la loc? În jocul ăsta, coaie, că nu știu, pe GTA 3... Ha, mă, bă, oprești din gâtul... Mamă... Ce mașină să iau, coaie? De ce nu vii mașini? De ce? E pandemie? E restricție cumva aici și nu știu eu?
Gata, mă, am luat și un Kamaz ăsta aici, nebun, mă salvează Kamazul. Fratele meu, Kamazul. Dar îi dau telefonul ăsta, vine la două noapte aici, nebun, în fața blocului, în fața scării, în fața liceului, în fața tuturor. Ia, mă, care face probleme aici în cartier? E vreo problemă în cartier? Te rezolvă, țacă, man! Țacă, man! Mamă, cu aia am transpirat ca ultimul hal. Mamă. Stai. Cam... Ok, și ce trebuie să fac aici? Trebuie să-i omor? Oh, oh. Oh! Unde de trag cu traduști? Mamă, parcă m-au jos jocuri de mobil să-mi bag pula de nu. Fuge! Fuck! A, mă! Sunt practic maestrul autoturismelor. Mhm. Și acum, practic, mă arăt să-l dărâm, adică... Ce poate să fie mai distractiv de atâta, nu? Bă, dar... Bă, dar vedeți că... Mama... Putu-s morții, mă, de grăsan, gata, a scăpat. Huh. Îi luăm banii cu aia. Mama, dar eu cum salvez cu aia? Eu cum salvez? Adică genul cum salvez cu aia, cum îmi fac viața cu aia în jocul ăsta? Mamă, și nu... Mamă, până-ți dă o mașină jocul ăsta, trebuie să te uiți în stânga și în dreapta cu aia, că nu spică, dar în momentul când nu vrei, toate mașinile circulă, ești nebun, Benzi, Audi, toate alea, ești nebun, numai ce vreau eu nu găsesc. Bine, mă. Bine, mă, ce mă aștept scaunul să-mi bat pula. Mamă, și mor de cald. Efectiv, tu știi cum am fruntat cu aia lag de apă. Gândiți-vă că am 5 geam închis. Și cu, am și flashlight-ul de la telefon pe față. Deci ca să fie treaba, știi? Motivul v-am întrebat, de ce trag un flashlight pe în meclă? Păi, ca să am lumină cu aia, știi? Pentru că eu am, fiind webcam-ul foarte nașpa, vreau să, gen, să am lumina foarte bună, știi? Adică lumina chiar îți ajută foarte mult în momentul la facecam, la fotografii, deci lumina e cea mai bună unealtă pe care ai putea să o iei, chiar dacă n-ai cel mai bun webcam sau, eu știu, cel mai bun aparat foto, dacă ai lumina foarte bună, transformă, ca să zic, și dă un plus. Plus, dacă mai editezi puțin webcam-ul, cât de cât așa, îl face să arate decent, aș putea spune, și treaba asta vreau. În ultimul episod am avut camera stată undeva mai sus, aveam vreo 5 FPS la webcam. Și nu prea s-a mișcat prea bine. Nu știu, acum bine, fiind și filmând gen webcam împreună cu filmarea, probabil că da, să mai scade puțin din FPS, dar oricum, cred că se mișcă acum mai decent. Și nu știu, cred că filmam mai puțin, nu cred că filmam chiar așa oră, pentru că mor de cal, nu știu, deci e, nu știu, să sperăm foarte că zilele următoare vor fi mai bune, frate. We're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Mama, caup tableta cu cheat-uri pentru GTA 3, pentru fucking GTA 3. Dacă nu sunt cu femei, nu vă deranjați. Vă rog frumos. Mamă, uite-te și tu, mamă, că am oprit, m-am băcat în cursă pe internetul. Futu-ți morții, mă, ți să-ți fut. Vreau Google GTA 3. De ce mi-a dispărut? Mamă, cu aia... Mă, mă, dispărea, mă, futu-ți morții tăi. GTA 3, cheat. Așa m-a ajuns, bă, să caut cituri, ești nebun. Păi, dar nu-mi dă jocul ăsta, în jocul ăsta nu-mi dă arme, nu-mi dă viață, nu-mi dă nimic. Ia cod. Full head, Gesund hate. Oh, am mers bine și se poate scrie și mașina. Bă, ce tare sunt. Guns, de 3 ori guns, nu? Guns. Futu-s! Morții tăi să-ți fută joc handicapa și cu poliția, mătii.
Mamă, cum merg asta, ești nebun, sirenele. Mamă, dar în sfârșit am mașină bună, ești nebunul, că în asta n-ar ce să facă cu aia. Teoretic, numai să nu mă răstor, de asta mi-e teamă, știi? Că la cât de bugui te jocul ăsta cu aia... Aolo... Mamă, dar cum înfetează cu aia ratații ăștia în pula mea? Mamă, cu aia... Mamă, dar ăștia sunt gente, se bagă iura în tine cu aia, asta mă enervează. Și am zis, bă, dacă mă enervez, măcar să-mi vedeți fața așa. Și acum să zică, escape de poliță, ha, că ți-o gâmba pula mă ăsta imediat acum, așa cum știi, bă. Ok. O băgai, ce frumos, a, ce-mi place cum a dispărut poliția, așa, adică gen, ca și că nimic nu s-ar fi întâmplat, adică. Portland Harbor. Misiune îndeplinită, cu succes. Cu succes și cu multe, și cu multe... A, oh, tot am la mine, nebun, tot. Oh. Oh, am și El Burro. Morții mă, sicoie. Da, nu stai să salvezi aici cu aici ca să nu mai... Bă, e ok, e bine. Și am acum un telefon acum. Bă, și o misiune în jocul ăsta, în GTA 3. Nu știu cum se numește exact, dar ideea e că începe de la un toată data publică, exact unde am ajuns eu cu Liz Lopez și când s-a trezit cu tipia Rocco și așa mai departe. Bă, și trag unii în tine cu aia, de efectiv îți bubuie mașina cu aia, deci trebuie să folosim tankul. Bă, vorbesc, deci cu misiunea aia, deci n-ai cum să te cu aia, nebun pe asta, deci n-ai cum, în mod legit, vorbesc serios. Ok, bun. Trebuie să-mi pun mașina ta să-mi dau. Hai că mai vezi dacă ești nebun, hai că mai vezi mașina dacă e, hai că da. O iau pe asta cu aia, din nou. Încerc scuze băieți, dar asta este, mai repetă cu aia. Mamă, deci, am greșit pentru că am luat într-un checkpoint diferit. Am văzut acolo pe hartă că e un checkpoint și m-am gândit că pe acolo trebuie să o iau eu. Dar pare n-a fost așa, știi? Acum trebuie să o iau de la capăt. Păi, aoleu, cu aia, GTA-ul măsii cu aia, e penal rău. Hai mă, 3, 2, 1, punct, hai, 3, 2, 1, mamă, dar durează mă, coai, secunde, asta 3 secunde. Da. Da, mă distrez, adică, sunt oia, e ok jocul, e ok. What? What the fuck is, what? Nu, deci nu mai fac pe asta coai, dați-vă în pula mea de aici coai, mă piși pe aia, dă-te timpul. Hai că deja încep să mă enervez cu aia, n-ai văzut ce mi-a făcut? Cum s-a catapultat mașina cu craci în sus? Dă-te timpul la mai de aici, nu știu, poate facem pe la mai la final cu aia, dar cum să... Păi, mamă, deci, Doamne, Dumnezeu, e cu aia jocul ăsta, ești nebun. Bă, într-adevăr, a zis Alex la un moment dat că măcar misiunile nu sunt atât de lungi, într-adevăr, așa este, frate. Și m-a întrebat cineva dacă am prietenă, ți se pare că ție că am prietenă, adică uite-te la fața mea. Uite-te la corpul meu, coaie. Uite-te la corpul meu. Cu pieptul ăsta de găină, credeți că am prietenă? Pe bun acum, adică uite-te la mine, frate, uite-te în ochii mei. Look at me!
Bună ziua, mă numesc Grigoraș Alexandru. Am 24 ani și stau cu părinții. Iertați-mă, că... Sevraj! I listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay. Mamă, deci cred că stă... Oh, okay, mamă, ce ud... Mamă, și... mamă, cu aia de tu, tu știi cum e scaunul, ud. Las. Ah, deci n-am voie să... Auzi, mă, dar nu mai bine te conduc eu cu mașina mea. Conduc acum un taxi de la Blană. Și aia e. Mamă, deci de-abia și să vă să pun clipul ăsta pe YouTube și, să, și sunt cu ce reacție o să aveți voi, fata, la... Vedeți cum s-a băgat ăsta mine cu aia? Nina a semnalizat, adică l-a durat în pula, adică ce viața mea cu aia? Sunt calm. Aud? Windows 10 update. Mamă, dar jo, mamă, dar se vede că e făcut vechi, ești nebun. Uite-te cum vorbesc cu aia, uite-te cât de prost e făcut jocul. Mai leu. Mama asta are Tony Cipriani, se poate... Are puteri, da la sprava, nu? Da la dăgeda, e bun. Se deschid ușile așa, știi? Respectul, bă, vedeți? Și ușile s-a deschis în fața lui. A, ce mă doare pe aici. Don't bring a battle to a gunfight. Mamă, mă doare poate să-mi bag pula. Aici în partea, aici în stânga, ești nebun. Mamă, dar cum l-a ciurit, ești nebun. Mamă, ca pe ultimul prostalon cu aia. Și pe-mi pau că după o să mă pună pe mine să-i omor, ești nebun. Zi-ai seama. Aaa, se restaurantă cu pricina. Mamă, ce restaurant? Mamă, dar e, știi, am crezut până dată că e gen de la mine, că vedeți voi, vocile s-au foarte încet, iar gen traficul, în general, s-au de foarte tare cu aia. Mamă, cu aia, e penar de tot ziteaua asta, e că e... Băi, dacă era făcut de mobil, dacă era făcut jocul ăsta pe mobil, bă, mai înțelegeam cu aia, adevărat. Bulangiura de Tony parcă, da, de așa Tony și mi se pare că mai e un GTA 3 parcă cu tot cu Tony Cipriani sau cu ăla din GTA San Andreas cu bătrânul ăla. Știi, mamă, de-aia e pe consolă, frate, și mama dacă aș fi putut să-l joc și pe ăla sau pe ăla cu gen, cum ne mai se cheamă, cu Lens, cu ăla dinainte de GTA Vice City, cu aia ăla, cu fratele lui Lens, cu aia dacă ar fi apărut pe PC. Adică, bine, e pe PC, dar nu știu dacă sunt toate misiunile și mi se pare că trebuie să ai controller, parcă, ca să poți să te joci, pentru că e o misiune acolo care, efectiv, nu poți să joci fără controller. Din trebuie să car nu știu ce fel de... Bădala. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Aole, nu. Nu, nu, nu. Lasă că mă descurciți fără 8-Ball. Ok, am tot armele. A, poate mașina asta e, are ceva. Mamă, ce efecte mișto. Mamă. Așa, și după asta, după Resident Evil 8, cred că o să facem Far Cry 4, mamă, dar adevărul frate că Resident Evil-ul chiar mi-a plăcut mult. Nu știu acum care este ratingul lui, pentru că, mă rog, o să-l postez gen mai pe seară, gen multul când îl filmez, deci habar n-am care va fi ratingul, dar indiferent, frate, vreau să mă distrez în jocul ăla.
Și vreau să ajung cât mai repede în el. De asta am filmat și GTA-ul ăsta. Bun, 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 bun. Mama, dacă buia mine, frate, era mort. Bă, dacă știți cumva că, cum poți să rezolvi treaba asta cu datul în spate, să se reage normal, adică să nu mai meargă atât de încet, sau cam care este faza, să spuneți că n-am găsit nimic pe YouTube cu aici, nebun, nimic n-am găsit, nu știu de ce. Am schimbat și la compatibility, la fel, nu am reușit să fac absolut nimic cu aici, nu știu care e faza și de ce se întâmplă. Și acum, bă, m-am decis să fac și cu face cam, am zis, bă, să mai mă vedeți la față, știi că unul e momentul când mai mă vedeți așa, chiar dacă nu mă vedeți, știu foarte bine, dar măcar... știm că mă vedeți cu aia, știi? Mamă, cu aia ce m-au prins ăștia. Bă, dar de când mă dați... Ce faci, mă? Ridică-te în pula mea de aici. Aha. Te scapi, da. Aha, aha. La primul glonț în piept cu aia te sperii, te știu, cred. Și eu te cred. Așa, știi, mă, știam ce trebuie să zic. Mamă, cred că mai fac și eu încă două misiuni, frate. După care gata, frate, cu... Mamă, tot ce sper eu ca la jocul ăsta să nu fie... Să nu aibă misiuni extraordinar de grele, asta vreau. Adică, mă rog, acum grele depinde ce înseamnă greu pentru unii, na. Eh. Acum, poate vă întreba de ce neba folosesc cheat-uri la jocul ăsta. Păi, bro, folosesc pentru că și jocul ăsta e nașpa și... Da, dacă fac, de exemplu, acum fără cituri cu aia, ce rezolv? Ce, îmi dă cineva o medalie, ceva, dacă fac treaba asta, pe bune. Ideea să ne distrăm bine, să ne simțim bine, frate, la jocul noi nu fac asta, îți dai seama, dar la jocul vechi. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Ah, mi se pare că cu Tony Cipriani ne jucam noi parcă înainte, da. Gen, era ca un fel, da, era ca un fel de Tommy Vercetti, ca un fel de Claude Speed. Și Claude Speed a apărut și San Andreas într-un cutscene, ceea ce mi s-a părut mișto. Deci poate se petrec că acțiunea din San Andreas și cu GTA 3 în același univers, știi că există universul HD și 3D, cred că 3D ăla cu GTA 4, GTA 5, cred că e. Nu știu de ce neva, ce legătura universul ăsta și de ce neva sunt făcute de asta diferite, n-am înțeles. E că era mai simplu să fie tot în același univers, știi? Da, că așa se creează și confuzie. Aha, și pumpoc i-am buscat, da. Fac pare, eram sigur cu aia. Eram sigur cu aia că i-am buscat, da. Era prea frumos să luăm banii și să plecăm de aici, era prea frumos. Ups. Bun. Mi-a dat crezi jocul. Nu? Mi-a dat crezi jocul. Mi-a dat crezi jocul, nu? Vezi fiere? Ce să mai zic cu aia? Ce să mai zic? Mai rămâne ceva de văzut. Dar vedeți, asta se întâmplă, știi? Efectiv se blochează. Și dacă cumva uiți să salvezi, ești mort. Adică... Wow, 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 what? Wow. Dar aici e un cheat ăsta, gen de handling, știi? Wow. E prea rapid cu aia, adevărat. Mamă, ce transpiră să-mi bag pula. Dar nu filmez eu 44 de minute, na? Sper să fie și ăsta acasă, bulangiu. Că ai dat vreun porbagaj. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Bun. Mi-am pus și asta. Acum nu vă supărați că mi-am pus și tu, dar nu mai joc, deci.
Uitați-vă, deci uitați-vă, frate, că jocul ăsta e buguit as hell. Ia. Corner, slide, med. Așa, gata, acum am dezactivat asta. Că nu, era, se mișca prea ciudat, știi, se mișca foarte ciudat. Adică la prima dată când am activat parul, am zis, bă, poate are, poate să dau un spate ca lumea, dar pare nu, n-am putut. Și nu a zis că ne trebuie să mă întâlnesc cu el aici, nu? Bă, ce-mi place zona asta a orașului, dar nu știu de ce îmi place, e mișto rău. Asta e cumva, s-a zis scris Unity? A, da, e, hai că e, dacă e, glumeam cu aia, glumeam. Mamă. Sunt frații Forelli. Am înțeles. La ce că pot să bag o parul acum de izdrubesc, ești de bun. Dar nu bag cu aia parul de aia. Chiar dacă mi se pare că ar fi fun, n-am să fac treaba asta. Mamă, dar e o căldură cu aia, nu știu cum neva rezist, ești de bun. Dar fac pentru voi cu aia și pentru aia, că bă, jocul ăsta să spunem că i-ar fi fun, așa, de jucat. Bine, nu se compare. Sunt curios dacă chiar e cineva acolo. Da, mă, uite, se pare că e, frate, vedeți? Ah, shit. Mamă, dar ce se țin ăștia după mine cu ăla, lăsați-mă dracu' în pace. Mamă, și ăla e la dracu' un praznic. Mamă, coaie, mamă, cum e, dar lăsați-mă dracu' în pace. Ai dracu de jeguri și împuțiți. Mamă, dar nu vă mai zbiți în mine. Mamă, nici armele nu s-au cum trebuie, ești nebun. Ai de capul meu. A, și gata? A, și aici pot să vin oricând vreau eu? Să zdrobesc mașinile? Mamă, coaie, să săracu. Mamă, dar zici-mă cum a ajuns Forelli, coaie, pe ei. În 1980, coaie, când era GTA Vice City. Mamă, erau gendari, respectați, frate, erau coaie, că erau putere, coaie. Mă rog, cred că s-a destrămat când a murit Sani Forelli, frate. Cred că de atunci s-a destrămat, de fapt. A început să cadă toată familia. Ia. Când mi-a zis mie Fear King că mașina asta e cea mai bună mașină din tot jocul. Și hai să vedem dacă așa și e. Băi, dacă credeți acum să stavă neapărat. Mamă, dar cred că era prin deși nebun. Mamă. N-a făcut să se dă calmea spate, ciudat. Nu mai întâi acum salvez cu aia. Și revenim în momentul când fac misiunea aia. Aoleu, băi, cred că mă căldură și capul să-mi vapor de la căldura asta. Deci nu mai cred că mai fac misiunea asta și cred că am să o opresc aici. Nu că e șchir, nu că e șchir în față, poate și câinitor cu aia să fii pe amuzant. Mai ales că sunt transpirat, efectiv sunt lipicios tot. Deci cred că am să fac acum o baie. Ca să mamă, deci așa un duș de la așa rece, așa și rocolitor, aoleu. Oricum, acum am și vestă, deci n-are ce să mi se întâmple acum. Mai neva faptul că am murit și m-a și dat afară din joc, știi? Adică, mamă, coaie, am mâna asta roșie, nu știu ce dracu. A, mă, coaie, că am văzut că m-ați prins la colț, vezi să mă mărpeți acum. Îi lichidăm pe ăștia. Mort și ăsta. Și mai e și frerul ăsta de aici. Nu cred că mai mă caută nimeni acum, că asta știe mă mort. Două seri de poliție, fugi. Unde e mașina? Bă, nu mi-am pus mașina aici? Deci m-ați nenorocit. Dar lăsați-mă în pace, că nu v-am făcut nimic vouă. Sunt doar un om care vrea să-și facă un nume în orașul ăsta. Ce aveți, bă, cu mine? Ne spălați zirea cu care sunteți voi. A, uite-te și tu, bă, dar nu am făcut nimic acolo. Dar de ce mă atacă? Că nu mi se pare corect. Bă, dar vă activați toți, bă, vă transmiteți de doar 2-1. Dar eu nu mă distrez cu jocul ăsta. De ce mă pune să mă... De ce mă vreți să mă prinde? Să mă băgați la stup?
Că acolo e rece în închisoare, n-am nicio sete. Dar de ce? Nu, 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 nu! Nu vreau să mă bag cu voi. Gata! Atât a fost? Bă, salvăm acum, deci salvăm grav cu aia, ești nebun, salvăm grav. Nu, că m-am și strâmbat, am făcut și Caterinca, frate, am și vorbit. După aia, frate, gata. Că nu, nu, deci credeți-mă, orică de... Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Mamă, dacă aș acum, mamă, acum a venit la mine în cameră un aer condiționat. Era acum lux, frate. Nu aveam eu acum treabă. Nu aveam acum treabă, dar așa... Na, ce să facem? Asta este. Murim de risc. Asta e cu aia, dar las că m-am... Bă, să știi că de fapt astăzi m-am distrat, am făcut și Caterinca, acum sper să se vadă gen face, gen să vadă jocul, pentru că mă rog, am ieșit. Deci mă rog, acum trebuie să se vadă, mă, normal, dar na, fiind... Na, oricum mi-a rău de partea mea, cine știe ce se putea întâmpla, de asta am să mă opresc aici după misiunea asta. După aia ne vom revedea, probabil că răspăi mâine cu Resident Evil. Depinde acum și cât se face de 2K, deci totul acum depinde de 2K-ul ăla, știi? Sunt zile în care se face gen mai repede, sunt momente în care nu se face, nu știu de ce, ori poate că e serverele lor, depinde treaba asta, nu știu exact cam care e faza, știi, dar, na. Mama, deci, mamă, cu aia cât a transpirat, mâncați-i jugura ta. Cred că acum, practic, noi avem gen practic pe oraș, știi, gen avem în orașul ăsta anumite număr de misiuni, după avem poate să ne ducem celălalt proiect în celălalt oraș. Știi? Nu știu câți dintre voi, frate, apropo de nostalgie, a avut o hârtie cu cheat-uri cu aia. Deci eu am avut trasă gen la imprimantă cum a venit, știi? Și cam cu ce fac fiecare, tata mi le traducea, știi? Cam ce mamă cu aia. Și mă jucam cu aia, n-aveam nicio treabă pe atunci cu aia. Nebunii, n-aveam anxietate, stări de panică și așa mai departe. Era totul perfect atunci, știi? Vezi dacă vă place de clipul ăsta, frate, și nu știu ce, dați-mi un like. Și de ce? Pentru că nu neapărat că îmi faceți mie așa un serviciu, dar clasează cum. Ideea este că și timp de YouTube-ul, știi, cu atât e mai apreciată, cu atât îi se afișează mai mult, știi, pe YouTube, la voi, de exemplu, că na, YouTube-ul știu cu dacă timp de notifică prea multe, știi. Și de asta să aia, că să ajungă calmea clipul ăsta, știi, să fie clipul clip. Mamă, cu aia cum arată orașul ăsta, să-mi bag pula, mamă, atât de nostalgic. Mamă, deci nu mai fac greșeala asta cu aia, deci nu mai fac greșeala asta cu aia, să mai finesc că o să fie răcoare și nebun. Adică septembrie. Glumeam, mă. Nu, să se mai răcoase afară, nu știu, că am auzit că e de sâmbătă și că s-ar mai răcoare inițial. Și știu că și pe Blood & Wolves am făcut live odată cu jocul ăsta și am văzut 1000 de vizualizări pe la clipul la live-ul ăla, știi? Bine, nu 1000 de oameni s-au văzut, dar în timp s-au văzut, știi? Mamă, și la o dată pe un live stream am făcut cu Game of Thrones, știi? Și am pus Game of Thrones sezonul 1, episodul 1 și astăzi 54.000 de vizualizări, ești nebun. Și nu știu că, gen, n-am făcut nimic special, nu știu, dar cred că, gen, numai că am pus Game of Thrones așa și parcă lumea se... What the hell is this? Ah, ok. Ăștia sunt... Oh, shit. Mamă, și într-o limuzină, ăștia vin să mă omoare, perfect, adică... Mamă, dar adevărul că o să și-au găsit și ăștia când s-a atacit, ești nebun. Bă, dar nimeni... Coaie! Coaie, încerc să-i fentez pe ăștia, coaie, dar nu prea... Cred că mai dintr-o... Dar să intru în partea, coaie, dar cum, dracu... Dar coaie, și nimeni nu mă ajută, pe bune. Și acum ce fac?
Ok, a scăpat cu bine. Aia n-au scăpat, vă asigur eu. A, și gata? Dar l-a pus ăștia bodyguards în pula mea acolo la ea ca să... Adică nu știu. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? There's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know, strong, Firenze. She's good, fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Și gata, frate. Bă, lume, asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Eu am murit de cald. Voi n-ați murit. Și aici o să chem. Dați-mi un like dacă vreți, dacă nu, nu. Cea mai muzica perfectă, dar te dau un clip. V-am pupat, băieți. Pa.